Preocuparea pentru modernizarea cartierului nou al Păuleștiului a fost unul dintre principalele noastre obiective pe tot parcursul mandatului de primar. Suntem pe strada Ghioceilor, în cartierul nou al Păuleștiului. E una dintre primele străzi construite. Geneza acestui cartier pornește aproximativ din 1995, când foarte mulți cetățeni din municipiul Satu Mare au venit în această zonă și au început să construiască. La început, autoritatea de urbanism era realizată de către Consiliul Județean și, din păcate, a fost o slabă preocupare pentru a implementa un concept coerent cu niște străzi generoase, așa cum este aceasta, iar străzile care le vom vedea ulterior, vom vedea că au fost, din păcate, construite și lăsate în paragină, lăsate în nelucrare timp de ani de zile din punctul de vedere a utilităților. Vom vedea pe străzile următoare evoluțiile pe care le avem la ora actuală. Ne găsim pe strada Rândunelelor. Practic, fiecare stradă din acest cartier are povestea ei. La preluarea mandatului juridic aici nu exista stradă, exista o urmă de căruță. Am avut proceduri foarte importante și foarte greoaie din punct de vedere juridic pentru a realiza această stradă. Astăzi această stradă este asfaltată, beneficiază de iluminat public, apă, canal, absolut toate condițiile pe care trebuie să le aibă o stradă în 2024. Strada Andrei Mureșanu, o stradă realizată pentru a facilita legătura în acest cartier. Practic, ea a fost realizată și concepută într-un proiect, un proiect care, așa precum un puzzle, au fost asamblate străzile pentru a realiza un gen de centură a acestui nou cartier. Nici această stradă nu a existat juridic, a trebuit să lucrăm foarte mult la ea pentru a o avea în proprietate și a putea investi. Prelungirea străzii Ghioceilor, concepută în cadrul unui proiect pe drumuri agricole, continuând cu calea Iancu de Hunedoara, care practic asigură continuitatea acestei centuri de legătură. Subliniez încă o dată, nu am avut absolut nimic întăbulat în favoarea domeniului public al Comunei Păulești. Totul a trebuit făcut de la zero, începând chiar și cu planul urbanistic general, care a fost o muncă de 5 ani de zile cu toate avizările, toate procedurile necesare. Acest drum face legătura cu municipiul Satu Mare. Satu Mare mai are aproximativ 250 de metri pe lângă cimitirul de pe strada Amațului de asfaltat pentru a facilita această legătură. Strada Panseluței, o stradă inexistentă în 2016, inexistentă practic din punct de vedere juridic până în 2023 am finalizat întăbularea acestei străzi. Aici, în această zonă, acum 3 ani de zile, practic nu aveam niciun imobil, așa. Ba da, un singur imobil, în rest nu exista absolut nimic. Am realizat planul urbanistic general, am introdus foarte mult teren în intravilanul comunei și astăzi, practic, putem să dezvoltăm această zonă în condiții coerente, cunoscând regulile jocului atât de către cetățeni, cât și din punct de vedere a obligativității autorității de urbanism pe care o are astăzi primăria Păulești. Această legătură cu strada Viorele, pe care ne găsim acum, practic este strada Iasomiei, nu a existat. A trebuit să vorbim, să discutăm cu cetățenii pentru a dona parte din stradă, a face noi procedurile corespunzătoare, legalitate, act de donație, hotărâri de Consiliul Local, acceptare de donație, toate aceste proceduri necesare pentru a putea investi. Suntem pe strada Viorele, care a fost, am reușit să o întăbulăm abia la finele anului 2023. Toate aceste întăbulări, din păcate, au decalat aplicarea proiectului Angel Salini în Comuna Păulești, prin care Comuna Păulești are la dispoziție 14.700.000 de lei pentru modernizarea tuturor acestor drumuri, în special din cartierul nou,
dar și din celelalte sate aparținătoare Comunei Păulești. Aș face precizarea și revin asupra acestui aspect. N-am avut nimic întăbulat, totul a trebuit să le întăbulăm. Ce facem în continuare? Vom reloca toate rețelele de iluminat public, rețelele de telefonie mobile. Practic vor rămâne doar stâlpii pentru iluminat public, toate celelalte utilități fiind în subteranul amprizei drumului și lucru care ne va conferi o eleganță și un confort corect și normal. În dreapta, dacă ne uităm, vorbim de strada Petuniei, o stradă ce nu avea legătură, astăzi are legătură, se poate ieși și pe partea cealaltă. Sunt conștient de nemulțumirea oamenilor și de faptul că aceste drumuri nu oferă ceea ce ar trebui, dar după aplicarea proiectului Angel Salini vom avea ceea ce putem să vedem pe străzile care de altfel le-am făcut până la ora actuală din bugetul local, strada Daliei, strada Nucului, strada Rândunelelor și așa mai departe. Ne găsim chiar într-o zonă în apropierea străzii Daliei, care cred că va fi un etalon și pentru celelalte străzi. Suntem pe strada Trandafirilor, practic este a doua stradă la care procedăm la relocarea tuturor instalațiilor în vederea pregătirii și realizării asfaltării străzilor din cartierul nou a Păuleștiului. Această stradă a fost practic o experiență deosebită în ceea ce privește întăbularea străzilor. Foarte multe proprietăți întăbulate pe străzi, juridic erau pe stradă, faptic până la limita proprietății mărginită de gard. Am reușit cu foarte mare greutate, cu foarte complicate proceduri, dar și cu sprijinul cetățenilor până la urmă să întăbulăm această stradă, stradă pe care o să o modernizăm. Spuneam adinea ori de dezvoltarea fără o concepție urbanistică a acestui cartier. Un asemenea caz avem aici pe strada Garofiței, respectiv Orhideelor, unde avem proprietate privată și oamenii, dacă e proprietate privată, au pus barieră. Dar ce se întâmplă? Obturează circulația pentru celelalte persoane, lucru pe care, în concepția noastră de dezvoltare urbanistică, vrem să o eliminăm și să avem un circuit corect și normal pe toate străzile din cartierul nou a Păuleștiului. Și strada Salcâmilor are povestea ei. Această stradă nu este cuprinsă în asfaltare în proiectul Anghia Salini, dar am făcut un alt proiect. Proiect care, la un moment dat, din cauza războiului, din cauza pandemiei, din punct de vedere financiar, nu a mai corespuns și a trebuit să îl reluăm. Oricum se lucrează la el, la avizele necesare și va fi modernizată și această stradă la standardele pe care ni le dorim să le avem în Comuna Păulești. Nu am stat cu mâinile în sân. Strada Nucului este dovada faptului că, înainte de a primi finanțarea pe care am reușit să o obținem de la guvern, din bugetul local am asfaltat câteva străzi. Este un exemplu, această stradă, strada Nucului, care, la fel, după cum se poate vedea, în afară de stâlpii pentru iluminat public, nu are absolut nicio rețea de energie electrică sau altceva, toate sunt în subteran. Strada Primăverii din cartierul nou al Păuleștiului, o stradă care nu avea legătură în spatele meu. La ora actuală am creat legături strada Andrei Mureșanu, practic se ocolește, se poate ocoli tot cartierul nou. Pe lângă faptul că pe lângă acest gard era plin de boscheți, am reușit și am trecut o parte din teren din administrarea, domeniul public și administrarea Romața în domeniul public al Comunei Păulești și administrarea Comunei Păulești, ceea ce va asigura un gabarit confortabil pentru autovehiculele care vor intra în acest cartier. Eforturile noastre vor continua pentru modernizarea cartierului. Ne dorim un cartier la standarde europene. Eu sunt convins că se vor uita cu invidie de la noi, vecinii noștri dinspre municipiu.